Gyuri Pasco! Un moment mai serios aș putea spune, aș vrea să-l invit în scenă pe unul din cei mai buni orchestratori care s-au perindat prin viața mea și nu numai, prin muzica românească și nu numai muzica românească, muzica germană și nu știu pe unde mai fi colindat el și mai fi făcut pe orchestratorul și pe compozitorul. Este vorba de cumva cea de-a doua jumătate sau nu știu câta jumătate a Phoenix-ului, e vorba de Iosef Capu, venit special din Germania pentru acest eveniment. Și să le dau microfonul pentru care puteți la cuvinte să vă spun. Bună seara, dragi prieteni! În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Mircea pentru invitație și să-mi exprim bucuria de a fi împreună cu voi. Piesa care urmează este puțin mai deosebită și este primul fruct al colaborării mele cu Mircea, mai recente. Se intitulează Pe Arge și Jos. Aș dori ca această piesă să reprezinte simbolul încheierii oricăror conflicte existente sau închipuite sau inventate. Și totodată să reprezinte simbolul păstrării și perpetuării unui spirit care s-a născut acum peste un sfert de veac.
Urmează uciderea Balaurului, cântec de pe Canta Fabule, probabil de mai amintit.